Vedeți, doamna europarlamentar Grabini, bine, tot românul cum acum trebuie să spunem că la USR a început de mult lupta, din momentul în care s-a despărțit reper domnul Cioloș și a luat o parte din europarlamentar, adică i-a luat pe majoritatea, să știți, n-a rămas decât unul singur la USR, pentru că unul din ei a plecat deja la grup politic, la grup politic la Verzi, după care alianța care a făcut-o acum cu PMP-ul, sigur că mai ocupă niște locuri și cearta este așa cum ați și prezentat-o pentru ierarhia pe listă, dar ceea ce este, din punctul meu de vedere, grav, este că a dezamăgit lumea și a pus speranțe în partide noi. A dezamăgit profund prin faptul că, iată, cum spunea doamna deputat, avem cel mai mare proces de posibilă corupție sau de greșeli în administrare voite sau nevoite, acel miliard. Deci, practic, nu mai poate lumea să aibă încredere în oameni care au venit cu luminițele în Piața Victoriei, au promis, au făcut, și n-au făcut nimic.